Pe drumul național 6, în afara localității Arginești, s-a produs un accident rutier, soldat cu victime. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției Strehaia și Serviciului Rutier, care în urma verificărilor efectuate au stabilit faptul că un șofer a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune cu parapetul metalic din partea dreaptă a sensului său de mers. Accidentele se țin lanț în județul Mehedinți. Un bărbat în vârstă de 27 de ani din orașul Filia, județul Dolj, în timp ce conducea un autoturism pe DN6 din direcția Strehaia către Filiaș, înainte de a pătrunde pe podul de peste râul Jiu, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune cu parapetul metalic din partea dreaptă a sensului său de mers. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto, care a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Un echipaj de pompieri din cadrul stației Strehaia a intervenit de urgență pentru evacuarea victimei din autoturism și acordarea primului ajutor medical. În cursul zilei de astăzi, un echipaj de pompieri din cadrul stației Strehaia a intervenit de urgență la un accident rutier în care un autoturism a intrat într-un parapet pe drumul național 6 la ieșirea din localitatea Arginești. Pompierii au acordat îngrijiri medicale unui tânăr în vârstă de circa 27 de ani care se afla în stare de inconștiență, însă prezenta semne vitale. După acordarea primului ajutor medical, victima a fost predată unui echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță, fiind transportată la centrul de primiri urgențe din localitatea Filiaș. Tânărul în vârstă de 27 de ani se afla în stare de inconștiență, însă prezenta semne vitale. Acesta a fost predat unui echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță, fiind transportat la centrul de primiri urgențe Filiaș. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.